Hai, hai, hai. Hai că ești curios. Hai și eu pun și eu 45. Și asta 45 aici. Așa. Să fii surprins acolo, chiar surprins. Să văd, mă, că-ți faci 45 ori 5. Asta să știi să fac și eu. Bine. 45 ori 5. Care rămân 375 de flori. 5 ori 5, 25, băi, ce fac? 5 ori 4, 20, hai să fac și eu. Câți ori ați? Mi-a dat 225. 225, deci aici? Rămân 375. 375 au rămas aici. Și aici am golindurile pe astea 5. Da, astea 5 golindurile, toate 5, înseamnă că am 225 și le adun pe astea și fac 0. 12, dar nu trebuie să le adun acum. Dar prima. Vă spun eu rezultatul acum. Da, o să vedeți la final. Dar nu-i bine să le adun, că ce? Am voie să le adun. 600. 600 face. Da, 600, de acord. Și acum, câte s-a adaug? 300. Câte 300? Că zine ușor, nu? Hai, nu, hai să adunăm câte două. Câte două, pot? Nu, no, da, două? Normal. Pot. Dar nu poate. Câte trei? Câte trei? Câte trei? Nu. Ba da. Pot, nu? Da, câte trei? Vezi. Am pe 6 de la care mă ajută. Da, chiar așa, câte trei dacă pun, știi tu câte baze am să completez, câte trei? Nu, no, dar nu vreau să... Da, câte șase, dacă pun câte șase pot? Da. Câte baze fac dacă? 600 împărți la 6? 600 împărți la 6... Mult, mult. Cât? 600 și împărți? 100. 100, mă, la asta era. Da? Deci la 6, dar la 5 ar merge? Da! Pentru că 5, 10, 15, 20... Merge, merge. Dar la 12 ar merge? Cred că da. Păi dacă merge la 6, fii atent, fă legătura... A, merge, 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 merge. Știi că când am împărțit la 6, au fost 100. Merge, merge. Și când împărți la 12, câte sunt? 600! Atenție! Minus... Atenție că am împărțit la 6. Trebuie să mai adaug cu 6. 6 de 100 de ori. 6 de 100 de ori, dacă pun 12. O să-i adaug un 6. Îmi adaug câte o 6 la fiecare și atunci numărul scade. Nu. Bazele care erau 100, acum câte vor fi? Vor fi... Nu mai fi sunt 100, mai puține, nu? Mai puține. Păi dacă am pus dublu, nu ar merge. Nu ar merge? Dar eu v-am spus. Hai mă, lasă-mă, că am impresia că merge, mă. Fii atent ce spun încă o dată. Când era la 6... Ce, oare cu 55? Nu, lasă, de ce mai alerge acolo? Lasă cu 12, să lămurim aici, că prietenii noștri stau acum blocați. Hai să gândim așa. Vă zic că când puneam câte am zis eu, când ne pune câte 6... Dar nu putem. Câte 6, cum nu putem? Cum nu putem? Ai zis că tu, că fac cu 100 de baze. Da, cu 12 nu putem. Hai și mă, că să ne gândim foarte atent, cu 12. Ba da, se poate. Adică câte baze ar fi? Adică ar fi... Nu ar mai fi 100. Nu ar mai fi 100. Ar fi mai puțin. Adică cam cât? Cam cât? Cam... Ca și cum din două baze... Nu, 594. Nu dau răspuns la întrebare, tu ești foarte atent, foarte șmecher ești. Dar, încă o dată spun. 600 minus 6. Fii atent. Când împărțim la 6, când îi punem câte 6, fac 100 de ăștia de la 6. Nu? Fac 100. Fii atent, vezi. Dacă pun câte 12, adică grupa asta de două, asta fac 12. Asta iar fac 6, 12. Da, merge. Merge, da? Și câte grupele astea de 12 fac? Dacă două faci una, două fac una. 6. Ia să vedem. Au fost 100?
Și acum, fiind două le folosesc, înseamnă că sunt 50. 50? La jumătate. La jumătate, mă! Deci 600 se împarte la 12 și fac 50. Da? Vezi, asta este frumusețea matematicii. Deci, învățăm tot felul. Gândește-te, dacă s-ar împărți la 15, oare merge la 15? Grupe de câte 15, să rămâne acasă, se gândește. Grupe de câte 15? Da. Nu trebuie să mai calculez. Cum? Dai răspunde odată? Stați. Te gândești acasă, lasă-mă, că nu o să dai răspuns acum. Nu, acum voi, că e într-o situație dificilă. Nici eu nu știu asta, fapte. E bine. Deci, te gândești câte grupe, deci de câte două mers, de câte trei mers, câte patru mers, câte cinci mers, șase mers. Te gândești tu mai departe să vezi exact cum merge lucrurile. La revedere! La revedere, dragi să orice. Nu uitați de like și share. Și să nu uitați că astăzi am pus la punct mecanismul de compunere a problemelor de tipul ăsta. Deci mecanismul, acest lucru este spectaculos. El nu spune câte fără rămân deodată, ci mai târziu vă spun. Și aici, câte baze lămângoare le-am adună, se gândește la cât trebuie să împartă, își pune numărul acela că să se divide. Corect. Asta am vrut să zic. Asta e mecanismul. De pe acum o înțeleg că așa să fac corect, așa fac și eu, să știi. Deci aici am vrut să... Eu ieri eram așa de blocat, am zis, băi, o nimerit o dată, exact. De două ori, de ori. Ce care e el, ce șmecherie? Exact. Asta era șmecherie. Nu ne-o spuneam la început, dar asta era. La revedere, dragilor! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere!